Aș face un 0-100 cu spatele. Se bazează pe faptul că tu nu ești nevoit să folosești frâna. Acolo pe autostrada, da, când ai fost și în Germania. Salutare tuturor, astăzi avem noua Tesla Model 3 2024, care este de fapt un facelift, nu un model nou cum mulți cred, pentru că aduce multe schimbări și haideți să vedem împreună cum este noul entry level al celor de la Tesla. Avem o bară față complet redesenată, arată mult mai agresiv întregul look al mașinii și avem aceste faruri care arată puțin Audi, se văd diferite, au dispărut odată acele proiectoare de ceață care sunt implementate acum în aceste faruri. Bineînțeles, fiind un model electric al celor de la Tesla, avem și frang. La partea de profil nu sunt foarte multe schimbări, avem două variante de jante, pe 18 inci și pe 19 inci, iar cei de față sunt pe 18 inci. La ce au lucrat cei de la Tesla, în schimb, este o mai bună izolare fonică a întregii mașini. Și cum au făcut asta? Prin niște schimbări. Ce au schimbat? În primul rând, cu aceste schimbări de spoilere și bare față, au reușit să facă mașina cu 8% mai aerodinamică și mai eficientă. În al doilea rând, au implementat un sistem de deflectoare de vânt și în al treilea rând, ce au mai făcut foarte interesant cei de la Tesla, au implementat aceste geamuri duble, nu doar pe parbriz și geamuri față cum era pe modelul anterior, ci pe toate cele patru geamuri, parbriz și lunetă pe acest nou model. Rezultatele acestor schimbări? Ei bine, acum Tesla Model 3 este cu 30% mai silențioasă la zgomotul de fond, cu 25% mai silențioasă la ce ține de suspensie și de nivelări și cu 20% mai silențioasă în zona de rulare. În partea din spate avem un difuzor complet nou, redesenat și el, avem stopurile de ceață pe acestea și totodată avem stopuri noi care sunt mai subțiri, mai frumoase în opinia mea și sunt complet pe haion, nu mai sunt împărțite ca la modelul vechi, iar atunci când ridici portbagajul, bineînțeles, stopurile pleacă cu el. Dacă e să vorbim de motorizări, bineînțeles motorizări electrice, avem de față modelul standard, care în România vine la 43.000 de euro cu tot cu TVA și are o baterie de 60 de kW, din păcate doar tracțiune spate, dar asta nu e impediment, având o autonomie de 554 de km, viteză maximă de 201 km pe oră și 0-100 în 6,1 secunde. Bineînțeles, de aici se încarcă și o altă versiune care mai este disponibilă este varianta long range, ce conține două motoare electrice, este 4x4 și face 100 în doar 4,4 secunde, având și autonomie mai mare, pentru că are o baterie de 80 de kWh, va face 678 de km cu o singură încărcare. Acea versiune costă 51.000 de euro cu TVA, în continuare un preț foarte decent, după părerea mea, având în vedere piața automobilelor electrice din România. Și la interior sunt câteva schimbări. Și chiar dacă aspectul general este asemănător, avem o tabletă similară în zona de centru, cum obișnuia și vechiul Model 3, volanul s-a schimbat complet și avem acum în premieră semnalizările pe el, exact ca Tesla Model S Plaid, și foarte interesant că ți apare inclusiv camera din dreapta sau din stânga în funcție de ce semnalizare ai ales. O tabletă complexă, frumoasă și în premieră iluminare ambientală pe Tesla, așteptam de foarte mult timp lucrul ăsta pe o Tesla. Separat de aceste lucruri, avem acum scaune cu piele perforată, pentru că Tesla Model 3 vine cu nu doar cu încălzire, ci și ventilație în scaun, încălzire în volan și acum în premieră acest sistem interactiv al lor de aer condiționat de AC, care se controlează din tabletă, poate fi oprit pentru pasageri și pornit doar pentru șofer. Înainte nu puteai să faci treaba asta, deci practic dacă pasagerul vrea AC-ul mai slab, nu avea opțiunea să oprească și să funcționeze pentru șofer. Și ultime alte schimbări în zona din față, avem în primul rând două microfoane atunci când vorbim la telefon prin Bluetooth, înainte aveam doar unul central și un pic și consola centrală s-a schimbat, îmi dă așa puțin feeling mult mai calitativ în primul rând și arată similar cu ce mai găsim pe noul Land Rover Range Rover și totodată avem aceste suporturi de wireless charging pentru telefon. În spate vedem totuși că vorbim de o mașină de dimensiuni destul de reduse, cel mai mic model al celor de la Tesla și într-adevăr nu avem foarte mult spațiu la picioare și încă un lucru care mă deranjează, nu poți să-ți pui picioarele sub scaunul din față pentru că sunt foarte, foarte lăsate. În schimb, îmi place și apreciez unghiul scaunelor spate, care este destul de bun, deci practic stau bine, am spațiu la cap, am acest panoramic foarte frumos, că este unul dintre cele mai spectaculoase panoramice pe care le-am văzut la o mașină și în ultimul rând piesa de rezistență și la ce ține din partea din spate la noul Model 3 este această tabletă din care poți să uiți pe Netflix, pe YouTube, poți să setezi diferite lucruri, inclusiv clima și astfel de setări. Și ca o concluzie, m-a impresionat mult la gama asta de preț să ai atât de multe opțiuni, atât de multe inovații și nu mai spun că acum avem și difuzoare 17 la număr față de 14 pe modelul vechi, practic putem spune că este o mașină cel puțin complet la această gamă de preț.
Și am revenit acum de la volan cu Andrei. Andrei, Îmi pare bine să te cunosc. Primul lucru care mi-a plăcut și nu v-am spus de el în partea de intro, uite cum o punem între de aratele și lor. Deci se avem poate aici pune... avem și niște butoane. Fel de shortcut. Exact, și mai avem și zona asta ca la plate. Ok, exact, exact, e identic. Exact, bun. Hai să mergem atunci să vedem și cum merge mașina. Dacă ești pregătit. Uite ce senzori miștoare și cum am spus cu camera în stânga când pui semnalizarea. Andrei, cu ce te ocupi și câți ani ai? Eu am 27 de ani. Sunt instructor auto, deși vârsta nu mă recomandă. Deci instructor auto și ți-ai luat mașina asta ca instructor auto? Am luat-o ca instructor auto, o folosesc ca persoană fizică, să-i spun așa. Am înțeles. Am o școală de șoferi deschisă de un an de zile. Super tare, super tare. Da, sunt un oarecum novici în domeniul ăsta, să-i zic așa. Probabil și de asta am prins și m-am... Da, m-am implicat. Da, probabil oamenii au căutat ceva proaspăt în industria asta, oarecum controlată de oameni în etate, să-i spunem așa. Văd că aveți mașini foarte mișto, în primul rând. Deci chiar aveți niște mașini de calitate destul de superioare, aș putea spune, pentru o școală de șoferi. Încercăm să nu rămânem cu mașini mai vechi de 5-6 ani. Vrem să fim în rând cu cei nou în domeniul, în industrie. Suntem pasionați de industria auto și în sine de ideea de a șofa, de a conduce. Dar de altfel și sloganul nostru este Drive Your Passion. Foarte tare, foarte tare. Deci, practic, cea mai veche mașină care aveți e cam 2017. 2018. 2018, deci are 5 ani, mai. Da. Super tare treaba asta. Și cum se cheamă școala? Ca să... Numele școlii este Corbu Driving School. Deci, Corbu Driving School în Iași. În Iași, în Iași, okay. Da. Și, deci, o să aveți unii când deschide, cei care vreți să vă înscrieți la școala de șoferi, puteți să dați acolo pe linkul din descriere și să vorbiți cu Andrei și luați legătura. Eu vă recomand clar, deci am văzut bestiale mașini, mai ales dacă cea mai veche e din 2018, adică faceți pe niște mașini de actualitate, în primul rând, și asta contează foarte mult. Și cum de ce să ții mașina asta? Majoritatea mașinilor pe care le-am cumpărat, le-am cumpărat cu gândul de a le băga pe școala de șoferi. Și la un moment dat a apărut nevoia de a avea o mașină personală doar pentru mine, întrucât mi-era destul de greu să scot o mașină de la stradă, de la ore, ca să-mi fac eu treaba, să plec puțin în concediu. Da. Și am fost așa într-o oarecare tranziție. Nu știam exact ce să fac. Aveam o sumă de bani și nu știam în ce zonă să mă duc. Voiam neapărat o mașină nouă. Nu știam sigur dacă e cazul să-mi iau electrică sau să merg în continuare pe o mașină cu combustie. Doar că ceea ce voiam eu nu mi-aș fi permis la momentul ăsta. Adică ce ți-ai fi luat dacă aveai buget nelimitat? Ce mașină ți-ai fi cumpărat? Probabil în momentul de față... Ok, vorbim de un daily driver? Da, o mașină, o singură mașină, ce ai fi cumpărat? BMW M4. BMW M4. Deci ai mașina ta de suflet, ești fan BMW. Până la moarte. Până la moarte. Super tare. Doar că fiind acum într-o oarecare tranziție, cum ziceam anterior, și nu știu sigur cum o să evolueze și piața de auto, industria auto. Ai zis așa de mare. Da, nici nu m-am dus în zona respectivă, plus că am zis că hai să încerc. Nu am nimic de pierdut. M-am gândit la mașina asta, m-am gândit la o electrică pe care s-o țin 2-3 anișori, neavând o devalorizare foarte mare, luând în considerare și programul Rabla. Corect. Bine, ai zis că nu ai mai prins programul. Nu am prins programul Rabla, dar tot devalorizarea este relativ mică în comparație cu alte mașini cumpărate noi. E o mașină la un super preț, deci 43.000 mi se pare bestial pentru mașina asta. Sincer, își face banii detașat. Adică, uite, am mers recent cu un i5 de la BMW, care nu mi-a zis, este superb, adică este superioară mașina asta. Da, stai, de la 100.000 de euro. Da. Două ori și jumătate prețul. Exact. Adică la 43.000 de euro bugetul ăsta până la 50.000, spune așa. Ce alte variante mai ai avut? Ce te-ai mai gândit? În zona asta de preț? Da, adică când ai fost, băi, să-mi iau Tesla asta sau ce să mai iau la zona asta de preț, bugetul pe care ți-ai... Păi nu poți să-ți iei decât un Passat full option. Păi, alte un full option nu-ți permiți. Nu, că e vreo 48-50. Trece de 50, dacă așa. Pui motorizarea cea mai tare și așa. În zona de A4 seria 3 C-Class nu poți să te apropii bifând aceleași opționale ca mașina asta. Nu. Adică vorbim de 300 de cai, piele, ventilație, exact. Încălzire, pilot automat. Nu am reușit să configurez nimic sub 60.000. Dar nu există, adică așa? Asta vreau să spun totuși. Și până acum Tesla, părerea mea, era un pic că se dea feeling-ul ăsta de chip. Păi, dar acum la banii ăștia nu mai dă deloc feeling-ul de chip. Adică inclusiv toată consola asta centrală se simte bine. Nu scârție, nu troncă, nu bate nimic. E foarte tare mașina. Chiar îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și panoramicul ăsta nu-l găsești. Adică are niște chestii pe care nu doar de buget, nu le găsești pe nicio altă mașină oricum. În momentul de față, cred că e un best buy. Da. Dacă ai norocul
dacă ai norocul să prinzi programul Rabla, merită și long range-ul mai adică la, să, da, 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 dar să iei un standard de range la 300, cu 300 de cai, la să iei 32, pentru că Rabla a fost anul ăsta 10.000. Corect. Și îl luai cu 32-33.000 de euro, adică e 25.000 un Golf. Așa e. Și nu full. Nu, entry level. M-am uitat de curiositate la un Golf R, da. 60-70.000. Da. Doamne, și ferești, ok, nu te bați cu el. Clar, nu te... Dacă ții long range-ul, 4-400. Ah, cu long range, da. Vorbim poate. Da, 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 da. Și de oricum cel mai ieftin, dacă prindeai programul rapid, luai cu 40 ceva de mii pe ăla. Da, adică, da. Super prețul, știi, super prețul. Am înțeles. Bun, deci ți-ai luat mașina asta, ce-ți place, ce nu-ți place la ea? Hai să fim sinceri acum. Venind pe o mașină cu combustie nu foarte puternică, cred că cea mai puternică mașină pe care am avut-o eu personal a fost undeva la 170 de cai, mutându-mă pe 300 cu cuplu instant. Uh-huh. Feeling-ul ăsta. Da, da. E superb. Da, așa este. Așa este. Nu pot să mă plâng de range pentru că momentan am mers în oraș, dar am venit cu ea de la București când am ridicat mașina. Așa, foarte curios, am făcut Bucureștiul cu un plin. Ok, și când ai ajuns mai aveai ceva sau erai la limită? Plecat cu 100%, mers puțin de autostradă, am dat puțin peste limită. Poți să spui că noi aici nu stic cu bun, limita. Da, nu, dar țin la permisul meu. I-am dat cât poate duce mașina, okay. Așa, și am ajuns cu 3-4% exact la intrare la Carrefour era, unde aveam un charger de 160 de kW. Am înțeles. Deci, ai de bun acolo pe autostradă, da. Când ai fost și în Germania. Da. În Germania a fost acolo. Așa. Acolo a atins 201 la oră, cât spunea, da? A trecut de 201 sau s-a oprit fix la 201? Nu, moare acolo. La 201 acolo, capăt de linii, gata. Nu, deci nu, efectiv. Nu mai treci. Nu, acolo e. Bun, dar care nu mint cei de la Tesla, știi? Nu. Oricum sunt niște cifre foarte bune și 6 secunde, adică totuși e o mașină care accelerează repede și multă lume spune de standard range-ul ăsta că, domne, e tracțiune spate, dar și nu înțeleg ei că tracțiunea spate electrică n-are legătură cu tracțiunea spate benzină. În primul rând, pentru că electrică poate să își facă, să trimită diferită putere de vreo 500 de ori pe secundă, mai bine 1000 de ori pe secundă poate să-și facă variații de putere față către roțile spate. Asta ce înseamnă? Că în momentul în care ea simte instant că îi derapează o roată, trimite către roata aia mai puțină putere. Nu, imediat, nu, mai multă putere, nu mai reușești să o faci să plece de spate. Exact, e foarte greu să o faci să plece. Deși are un mod care permite deraparea roților. Și scrie acolo, okay, pentru modul de, pentru zăpadă, pentru... L-am activat pe asfaltul umed. Nu pleacă. Absolut. La o benzină, care e ideea? O benzină reușește cam de câteva ori, 2, 3, 4 ori pe secundă să-și modifice puterea care o trimite la roată. Da. Adică tu în momentul în care pleci, reacția ei va fi foarte întârziată să-și moduleze puterea în funcție de ce nevoie ai tu de aderență și ce capacitate de aderență ai. Și ăsta e motivul pentru care o electrică trațiune spate este mult mai ok decât o mașină benzină sau motorină, pentru că va reuși să pună puterea mai bine și vei pleca imediat de pe loc. Și pe lângă asta are și centru de greutate foarte jos și automat o apasă și așa de reță în plus din chestia asta. Adică, părerea mea că totuși o trăține în spate rentează și mai rentează într-un motiv, are și consum de electricitate mai mic. Adică, pe total așa și cam uite, suntem în decembrie acum ca idee și nu văd zăpadă deloc, adică oricum cred că mai mult de 2 săptămâni nu o să întâlnești tu probleme cu mașina asta din cauza zăpezii sau așa mai departe. Bun, hai să citim și câteva întrebări de la urmăritorii noștri, că am lăsat acolo pe Instagram și hai să vedem ce spun. Bun, și să vedem așa. E aspirator de femeie, e aspirator de femeie, Andrei? E aspirator, frigider, mașină de spălat. E de toate. Exact, oamenii spun că e electrocasnic. OLED, TV OLED. Da. Avem o sectă noi acestor persoane care ne cumpărăm electrocasnice și mergem cu ele pe stradă. Da. Exact. Cât de repede poate atinge 0-150? E 0-100 știu că 6 secunde. Cum e după 100? Ia hai să o călcăm acum un pic la blană. Vreau să o calc la blană și vedem după 100. Acum e blană? E blană. Păi, trage bine. Trage constant. După 100, trage constant până în 200. Adică are aceeași putere de tracțiune până închide bordul, practic. Până în capătul vitezii, spun așa. Mm-hmm. Mi se pare foarte tare. Trage mai tare dacă oprești Daciu. Nu cred că Daciu e 310 asta. Are pompă de căldură. Nu mai suntem pe vremea lui Nenicu. Nu? Da. Cu carburator. Da, tragem șufa. Cât de rentabil este mașina pe total? Cât de rentabil este mașina pe total? Calitate-preț? Da. Best buy. Așa spun și eu. Nu. Merită să iei modelul de bază? Eu spun că da. Bine. Suntem în modelul de
da, bază, adică, oare... Da, da, pe având în vedere că și l-a cumpărat în detrimentul long range-ului, da, merită la apare. Da, da. Eu cred că aș fi ales totuși diferența de preț ca să am long range-ul ăla. Mi-ar fi plăcut să aibă 6-7-8 km range, știi, standard. Da, da, și da. Făcea și sută era un pic mai rapidă, dar acum depinde de fiecare ce își dorește, știi? Eu nu am vrut să mai depun surplusul financiar. Da, adică și din cauza faptului că aș prefer să investesc suma respectivă în business-ul meu. Mai dau leasing la o mașină. Exact. Și al doilea lucru a fost faptul că nu este o mașină pe care s-o țin foarte, foarte mult timp. E o mașină care o să-mi ajute să iau o hotărâre pentru peste 2 ani. Da, da, când da, o să iau... mașină o să-ți cumpere atunci. Da, și o să văd atunci în ce zonă o să mă duc. Dacă o să rămân pe electrică și o să investesc o sumă mai mare ca să-mi iau ceva pentru sufletul meu. Exact. Sau o să revin la motor termic. Bun. Cât care are mașina și în cât timp face 0-100, asta o să aflăm 3, în curând. Da. Îmi place că mai ai și camerele astea pe care poți să le activezi și merg față de o mașină, de exemplu, nu știu, un BMW, de un Mercedes, mașina nu te lasă să îți pui camerele la viteza asta. Asta e foarte fain, că asta te lasă, adică poți să vezi non-stop. Și funcționează și remote. Da, și funcționează și remote, exact. Și mai are o grămadă de gadget-uri, adică mașina e efectiv o jucărie. Asta îmi place și mi-a plăcut întotdeauna la Tesla și e mereu cu update-uri, îmbunătățesc toată experiența asta. Elon Musk, oricum, e puțin... Elon Musk e mai mult Apple decât auto, da? Da, 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 da. Dar cred că au făcut mari upgrade-uri, în primul rând, ca insonorizare, cât de silențioasă e mașina, deci serios, mi se pare incredibil și am deschis geamul, bine, nu, pentru că e foarte aerodinamică, dacă te uiți, și când deschizi geamul, uite, deschizi geamul, hai să mergi un pic 100 la oră, de exemplu, și cu geamul deschis, și de-abia la 100 a început să vârjie, dar e incomparabil față de alte mașini, adică și când țin geamul așa, nu vârjie aproape deloc, adică îți dai seama cam cât de aerodinamică e mașina asta și cât de bine gândită pe total. Chiar mi se pare că e mașină completă acum și nu prea găsesc niciun cusur, să fiu sincer. Torpedo am văzut că se deschide. Cum deschizi torpedo? Nu prea umblu la comenzile mașinii de pe ecran când conduc. M-am obișnuit să folosesc comenzile vocale. Wow! Avem și comenzi vocale? Da, avem comenzi vocale. Ia să vezi cum deschizi torpedo. Foarte simplu. Open glove box. Extraordinar! Ce mișto! Pentru mine e mult mai ușor. Atenție, nu folosiți telefoane la volan, da? Da, asta clar. Și atunci încerc să-l limitez, pentru că foarte mulți oameni se plângeau de faptul că tot timpul trebuie să atingi. Și am zis că, băi, și ei au spus același lucru. Introducem comenzi vocale, sunt foarte ușor de folosit. Și atunci funcționează foarte bine. Impecabil. Am făcut review cu un Maybach care tot așa avea comenzi vocale, dar mai funcționa când vrea el, când nu vrea el. De adevăr, la Tesla văd că toată partea de tehnologie e foarte bine pusă la punct. În principiu, oamenii își cumpără mașina pentru tech. Așa este. Și ei au venit și cu un surplus pe partea de confort și vibe de mașină convențională, să-i spunem așa. Asta e încă zic în volan. Cu care poți să o pui și pe auto. Da. Și o folosesc foarte des înainte să plec din casă. Ventilația în scaune, asta e opțiune care, pe părerea mea, e foarte bună în momentul în care ai scaune de piele. Da. N-am apucat să o folosesc, dar da. Bun, deci fluxul de aer văd că acum... El trebuie să meargă, adică merge doar. Știu că am testat când am făcut intro, dar probabil are o chestie cu faptul că suntem în rulare. Cel mai probabil nu funcționează. Cred că observă că noi suntem în rulare și nu te lasă să te joci cu el. Sunt multe comenzi, da. Uite, hai să mai mergem un pic, vom întoarce și să vedem dacă funcționează atunci. Unde schimb modurile de condus? Știi că acum nu știu să... Nu ai ce moduri de condus să schimbi. Știu că poți să schimbi totuși, ai ok. Zona de eficient și... Da. În zona asta de stai așa. La asta te referi. Da. Pedale și direcție. Așa. Da. Și ai modul relaxat, ăsta se numește chill, de fapt. E un chill, da, eu o țin în română pentru că mai dau lui taică-mi eu să conducă și e mai greu, la 50 de ani. Înțeleg. Și acum, de exemplu, când îți fie linie dreaptă, scrosul accelerezi la blană și acum. Da. În modul ăsta relaxat. Îi dau acum sau? Da, dai blană acum, ia să vedem. Bun, ok, ridică, poți să ridici. Hai să mergem apoi la 50 și mai dăm o dată modul standard. Ia, dai acum blană, tot așa. Da, se simte diferența, destul de mare. E o diferență. Dar e cam la jumătate puterea. Așa este. Și asta e demarajul ăla cu patinare de care ne spuneai. Da. Și aici mai e mod de direcție, confort, sport. Asta o să mă joc și eu când o să trec la volan. Acum haideți să mergem să facem un launch control și apoi să trec și eu puțin la volan, să vedem tot cum e. Bun, și hai să vedem să facem launch control, că o idee aici contează mult și bateria. Da. Suntem și doi oameni. Deci s-ar putea... E puțin relativ. Da. Facelift-ul nu mai are diferența aceea de putere între o baterie full și una mai descărcată. Serios? Da, e o tehnologie nouă de baterii. Ei garantează că ai aceeași putere de plecare atât la 90% cât și la 10-15%. Foarte tare chestia asta, uite, nu știam. Și hai să dăm frână, accelerație și ridicăm deci din frână. Deci avem frână apăsată, da? Accelerația în podea. Bun, și?
Ok, să vedem. Început tare, din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare și 0-100 în 7,5 secunde. Da, într-adevăr, cam mult, dar din câte am văzut, asta nu are launch control, standard mode. Și în momentul în care a apăsat ambele pedale, ea mi-a tăiat din accelerație și am simțit chestia asta, adică ea trecea mai tare, gândește pe la 60 la oră decât trecea la 30. Probabil dacă mai fac același lucru încă o dată, fără launch, fără încercare să de launch. Hai să mai vedem o dată și așa, uite care după curba asta acum o să fie o zonă dreaptă și o să mai dau un reset. Uite ce fix la podul ăsta putem să ne oprim și hai să mai dau un reset. Fără frână, doar gaz. Ia să vedem. Așa, oprim, reset și iată, maxim. Da, a plecat altfel din prima, deci se sizez. Bine, mai este și curba asta, dar e micuță, eu zic că nu e o problemă să o luăm 100 și da, 7,2 secunde și cu curbă, în deal, și în urcare. Puțin, da, și anvelopele puțin reci. Din câte mi-ai spus, avem și un cui în anvelopă și pierde un pic de... Da, un pic de aer se pierde acolo. Deci sunt câteva... Ia se apropie de realitate. Poți să scoți, cred că poți să scoți un 6-5 fără stres în condiții de vară, adică să fie anvelope calde. Direcția. Direcție. Da, dar e aici și îl reglezi de pe ăla din stânga. Wow, mamă, cât de tare e treaba asta. Și volanul și scaunul au o poziție corectă. Ai o poziție, adică chiar ai o poziție foarte corectă la volan și apreciez treaba asta. Așa și oglinzi, de exemplu, de unde poți să-i setezi. La fel, eventual aici o să dai salvare, dar nu o să dăm acum ca să rămânem. Da. La și fel. Pliere oglinzi, nu. Nu. Oglinzile exact. Aici. Și tot din și acum fac așa. Stânga, corect. Așa. Bun, e foarte interesant, sincer. Chiar îmi place. Și văd că ai și dotarea de auto-nclinare când ai cu spatele se închine oglinda din dreapta. Bun. Și acum frână. Aici este bun, drive. Ok. Deci mai e și modul clasic, dacă nu vrei cu modul ăla mai complicat. Eu am implementat modul ăsta pentru eventualitatea în care moare ecranul. Autoholdare. Văd că l-ai setat și mergi cu el. Da, interesant. Asta nu bun. Nu poți să-l scoți. Stai așa un pic. Opa. Nu înțelegeam semnalizările. Bun, și hai să vedem. Eu o să vreau să merg un pic prima oară pe modul ăsta de chill. Bun, și hai să vedem acum modul de chill. În primul rând, n-am pus un observ cât de confortabil e mașina la ce ție de suspensie, un cruiser incredibil. Ok, asta e frâna de regenerativă tare, pe modul relaxat, cred că ești obligat să ți-o pui așa, nu? Sau poți să ți-o pui și pe... Nu, ăsta este un lucru care mie îmi displace, nu poți să scoți frâna regenerativă. Deci nu poți să o scoți? Nu se mai poate scoate, absolut deloc. Știu că mai ies cu un Model X mai de mult și ăla avea. Da, deci acum nu se mai poate. Uite, asta nu prea place, știi? Nu, nici mie. Uite, la i5-ul la care am mers, de exemplu, puteai să scoți frâna regenerativă și nu prea s-a obișnuit. Bine, e mișto dacă te obișnuiești, dar nu știu, trebuie să stau cu pedala cumva călcată dacă vreau să gulez așa. Exemplu, pe serpentine puțin te ajută. Da, te ajută că dacă trebuie să plătești așa dintr-una întreaga, dintr-una întreaga. Să abordezi un stil de condus puțin mai sportiv, elimin mutatul piciorului la frână. Și dacă înveți când să iei piciorul din accelerație, o să ai o conduită de drum foarte cursivă. Așa este, așa este, da, dreptate. Bun, ștergătoare, de exemplu, de unde le operezi? La fel de pe... Deci de aici, din butonul ăsta. Ele sunt oricum pe auto, dar dacă ai nevoie și dacă ți-ai mai apăsat, dă și cu lichid de parbriz direct din ștergătoare. Dar nu... ok. Deci ca la Mercedes, direct din ștergătoare. Un lucru care nu prea îmi place, la volanul ăsta mi se pare că stai prea sus cu mâinile la 9 și un sfert, știi? Asta e o chestie senzație, da. Nu neapărat scaunul e puțin mai ridicat oricum. Nu neapărat, nu. Volanul mi se pare un pic ciudățel, știi? Adică nu neapărat pe gustul meu. Te face să conduci mai mult așa, nu știu de ce, sau așa. Nu prea îmi place să ții mâinile în 9 și un sfert la asta, da. Senzația de volan pentru simulatoarele de condus? Da. E același feeling. E același feeling. Cum ai fi, te-ai jucat pe un simulator la un Xbox, PlayStation, în zona aia o duce. Exact. E și mult mai mic ca circumferință. Așa este, așa este. Dar e foarte mic, exact asta e senzația. Corect. Exact așa este. Nu mă deranjează când am bord. Uite că aici e un lucru interesant. Chiar nu mă deranjează când am bord. Deci nu simți lipsa că vezi aici, ok, head-up display știu că nu poți să-i pui, deci nu vine cu head-up display. Dar nici asta nu mă deranjează că, până la urmă, e o mașină mai mult de oraș, mai ales în versiunea asta de standard range. Și hai să pun un pic și mai sport. Ok, semnalizarea asta ți-a un pic să te obișnuiești, pentru că nu prea e naturală, să spun așa. Fiind doar în partea asta stângă, știi? Dacă era buton stânga și buton dreapta, poate era un pic mai natural, mă gândesc. Foarte confortabilă, deci asta e senzația mea, este extrem de confortabilă, nu are perni de aer. Nu, deci Model 3 dar se simt incredibil se simte, nu se aude nimic, nu te bălângă, inclusiv la copile mari și inclusiv la copile mici, e super, super ok. Și hai să vedem un pic și mai agresiv să mergem.
Mamă, ce bine stă, efectiv te simți ca un kart așa. Sunt foarte curios când scot versiunea aia de performance. Da, îmi place. Deci e o senzație. Am anunțat ceva pentru primăvara anului viitor, pentru versiunea performance. Da, 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 da. Așa am auzit și eu și sunt curios, la cred că o să fie super, super tare. O, oh, da, da. Doamne, nu, îmi place, îmi place senzația, efectiv, exact ca un kart așa, adică... Fix așa se simte, da. Fix ca un kart, e foarte interesantă senzația, chiar e foarte, foarte, foarte plăcută mașina. Nu, nu, nu mă așteptam să fie standard range-ul atât de mișto, trebuie să vedem acolo. Adică devine deloc, nu, nu-ți schițează nu, că pleacă, nu, nimic. Și pedala asta, într-adevăr, e... Când știi că dintr-o dată și la 120 tot te surprinde. Cuplu instant. Ia-ți vin și o frânare. Nu se rede deloc. Nu sunt nici cele mai grozave din segment. Nu sunt cele mai grozave, dar nu se rede. Dar ei se bazează pe faptul că tu nu ești nevoit să folosești frâna. Da, corect, corect. Ei se bazează foarte mult pe frânare regenerativă. Nu e o mașină de performanță, hai să nu, serios. Deci, nu, nu. Nu ți-ai așa ceva ca să mergi cu ea pe circuit, nu. Nici să mergi sportiv. Poate dacă ți-e performanță, atunci te mai tentează și ideea asta. Îmi plac ambientale. Câte culori la ambientale? Asta ar fi e RGB. Deci cred că aici, lumina, da, 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 okay. Zona asta și... A, și poți să-ți elezi da, ce vrei, a, și mai poți să-ți elezi și presetezi după. Da, să ai niște presetări, doar foarte tare. Eu o las pe prietena mea să aleagă, că da. Tot timpul e complicat. Văd, seamănă foarte mult ambientare cu ce am văzut pe Cupra Formentor, care e o mașină tot așa de actualitate și care îmi place foarte mult, chiar avem una în colecție. E 100% Cupra Formentor. Da, la ambientare, da, și mie îmi place. Eu un aspect că am mai văzut și pe alte mărci, nu mai știu cum exact unde am mai văzut, dar am mai văzut stilul ăsta cu banda asta lungă și nu pot să spun că nu-mi place, adică, uitați, e rapid pe marșarier. Asta e o chestie care îi atrage în spate cum trage și în față de altfel. Aceeași putere. Așa este, da. Aș face un 0-100 cu spatele. Da, da, exact. Ei bine, cu astea fiind spuse, mi-a făcut plăcere să facem vlogul de astăzi. Asemenea, asemenea. Sper că v-a plăcut și vouă foarte mult, pentru că mie nu mi-a plăcut mult mașina, se simte diferită de tot ce am mai condus și se simte un mare, mare upgrade față de Model 3-ul, fără facelift, să spun așa. Eu chiar mi-aș cumpăra o, cel puțin ca mașină de oraș și este imbatabilă, super tare și merită fiecare bănuț. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, pe TikTok. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru că ne ajută foarte mult și ne susțineți prin treaba asta. Totodată aveți linkul în descriere la școala de șoferi a lui Andrei, acolo puteți să vă înscrieți și așa mai departe. Noi am fost Newton Car Collection, ăsta a fost vlogul de astăzi, pe data viitoare, pa, pa!